Hai să ne uităm și să măsurăm cilindrii de la motorul ăsta care par acum de la Z800. Ăsta e cilindru după față, ăsta e cilindru după spate. Ok, ăsta e ceasul cu care măsurăm. Aparatul ăsta, comparatorul ăsta, el nu îți spune diametru, că diametrul știi. Noi vrem să aflăm care e diferența între jos, partea cu uzură mică, și sus, partea cu uzură mai mare. Acum l-am băgat înăuntru și mișcăm, tras pe mine, până arată diametru minim. Și acolo am mutat acul la 0, ceasul la 0, aproximativ la 0. Deci ăla e minimul. Acolo jos. Acum ridic în sus, ridic în sus și măsor aici. Vedem la cât arată. Și vezi că aici diametrul e în jur de 2-3 sutimi mai mare decât jos. Ok, am reușit acum cilindrul la 90 de grade să-l vedem cum arată uzura aici. Ne uităm la ceas, e aproape identică partea de jos cu cum a fost prima măsurare. Acum ridic în comparator aici sus, unde e cel mai uzat, și vedem că aici din nou avem în jur de 2-3 sutimi mai mare decât original. Deci are o uzură foarte mică, 2-3 sutimi. Ne-am mutat la cilindru din spatele ATV-ului, de care e fapt cilindru numărul 1 la CF-ul. L-am reglat în partea de jos la 0. Hai să ridicăm acum aici sus, să vedem la vreo 10 mm de la buza lui, să vedem cât arată. Și după cum vedem, arată numai în jur de 2-3 sutimi asta diferență. Deci uzura nu e mare, deci o să fie numai brici. Ok, aici pregătesc chiuloasele să le pun înapoi la loc. Ce trebuie să le fac? Le-am curățat, le-am verificat. Am curățat supapele pe aici, pe spate. Așa. Și suntem absolut gata de pus la loc. Le-am verificat, nu se dau jos. Le-am verificat dacă nu scapă presiune pe la supape. Totul e brici. Am curățat suprafața aici de închidere. Curățată frumos, cu o bucată de lemn. Să nu curesc cu ceva metal, că zgârii și l-ai terminat. Acum vreau să vă arăt pe partea asta altă, la amândouă astea, cum reglăm timingul. Prima dată trebuie neapărat să pui axul cu came în poziția asta, cu pinul ăsta spre stânga, pentru că ăsta e în poziția de compresie-explozie. Ok, ce aș vrea să observați aici, dragilor, că aici, având un singur ax cu came la un cilindru, nu avem alte came să interfereze cu axul ăsta, și din cauza aia, acum când ai pus axul cu came în poziția asta, cu amândouă supapele, cu cele patru supape închise, tu ești aproape de punctul mort superior. Ca să vezi exact punctul mort superior, cele două semne, zgârieturi aici, ni pe ăsta, trebuie să fie aliniate cu chiuloasa. Deci cum e acum, e la punctul mort superior. Asta e poziția care tu trebuie să aliniezi axul cu came cu semnul după volantă de la Vibroken. Aceeași poveste se întâmplă și în partea asta la altă. Deci aici nu avem o pană, avem pinul ăsta care intră în gaura asta aici, și aici mai e un șurub de 8, strâns bine, vedem la câți newton meters, și asta e toată șmecheria.